Căminul cultural din Osica de Sus a devenit astăzi neîncăpător pentru oamenii veniți să participe la evenimentul dedicat aniversării centenarului Marii Uniri. Osicenii și nu numai au participat la un amplu spectacol susținut cu ocazia împlinirii 100 de ani de Românie Unită. Evenimentul a fost organizat de autoritățile locale împreună cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale OLT, Liceul Teoretic Ion Gheorghe Roșca și Asociația Promemoria. Dragi români, dragi oficieni, sunt bucuros și totodată onorat să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră într-un moment de maximă importanță pentru istoria noastră ca popor. Pe 1 decembrie a avut loc cel mai important eveniment pe care l-a trăit națiunea română, nașterea României Mari, rezultatul atât al unui consens politic, dar și a unei mobilizări exemplare din partea patrioților români. Osica de Sus este o localitate plină de românism și plină de spiritualitate. Eu astăzi am venit aici să depunem o coroană de flori din partea Promemoria la statuia și la închinată celor care au luptat în primul război mondial și în al doilea război mondial. Sunt două monumente. Cunosc foarte bine Osica de Sus. Pentru mine, oamenii din Osica de Sus reprezintă foarte mult. Iar spectacolul și liceul din Osica de Sus și toți oamenii de aici cred că merită acest spectacol în cinstea 100 de ani de la Constituirea României Mari. Spectacolul este foarte variat, cuprinzând piese de teatru, recitări poezii patriotice, cântece patriotice și dansuri interpretate de formațiile din localitatea Osica și Cezieni. Cât de mult s-au pregătit copiii pentru acest spectacol? Noi ne-am pregătit nu neapărat în mod special pentru astăzi, ei sunt pregătiți pentru orice eveniment, dar pentru ziua de astăzi, fiind o zi specială, emoțiile sunt mult mai mari, copiii sunt conectați la acest eveniment, iar noi sperăm să fie un spectacol absolut deosebit. Elevii sub îndrumarea cadrelor de specialitate s-au adunat și au arătat cum au știut mai bine ce înseamnă să fii patriot. Cel mai emoționant moment a fost interpretarea imnului național, când toți cei prezenți au cântat în cor Deșteaptă-te române. Deșteaptă-te române, disoluție de moarte, în cartea tăcirea, barbarii de tira, barbarii de tira. Manifestarea culturală dedicată centenarului a continuat cu momente poetice pline de sensibilitate și patriotism, cântece și reprezentații actoricești dedicate acestui moment unic în istoria României.